Întârzierea. Totul începe cu o întârziere impresionantă. Statele românești, țara românească și Moldova, se încheagă abia spre mijlocul secolului al XIV-lea, ultimele și de departe, de pe cuprinsul Europei. Întârziere politică și instituțională, împletită cu o întârziere culturală de aceeași amploare. Până târziu, în secolul al XIV-lea, teritoriul al țări române nu produce niciun fel de text, niciun document. Toate informațiile care îl privesc, puține, Provenind strict din afară, uluitoare absență, exploatată la un moment dat ca argument în favoarea teoriei imigraționiste, potrivit căreia românii ar fi venit, cândva, de altundeva. Exact când și exact de unde, aproape că nici nu mai contează. Chiar dacă lucrurile nu stau așa, rămâne întrebarea ce au făcut totuși până spre anul 1300. Ebul mediu începe în spațiul românesc atunci când în Occident se apropie de sfârșit a fost, din pornire, un handicap. La 1300, săratul bulgaresc avea o istorie de câteva secole și se afirmase în unele perioade ca o mare putere regională, cu ambiții imperiale, de unde și titulatura de țară a cărmuitorilor săi. Și Serbia avea o istorie. Ungaria, să nu mai vorbim, coroana Sfântului Ștefan, cu altă cuvinte, Ungaria Mare, exista deja la anul 1000. Polonia, de asemenea, se afirmase ca o putere însemnată. Cehia se număra printre țările componente ale Imperiului German. Iar atunci când principatele române abia apăreau pe harta Europei, regele ei, Carol I, devenea împărat al Sfântului Imperiu, sub numele de Carol al iv și fonda la Praga o universitate, cu o jumătate de mileniu înaintea universităților românești. Venite târziu, principatele române sunt și rămân țări mici, inevitabil dependente de puterile mai mari. Domnitorii români puteau să-i bată din când în când pe regii Ungarii sau ai Poloniei, Rămâneau însă vasalii acestora, nedepășind condiția de princip și n-ar fi visat